Îi fac cafeaua, stă cu cafeaua într-o parte, cu țigara într-o parte și cu cafeaua într-o parte. Dacă vrea aici pe comotă sau îi fac aici, uite, are cotieră, uite, se poate sprijini. Și am mutat mobila, am început să bat parchetul, întâi pe partea asta am început să-l bat. Aici, că era patul așa, știi? I-am venit cu parchetul din ăla maro, mi-am dus cu galben până în pat, până unde mi-a permis. Mi l-a adus băiețe, care mi-a adus ușurile de termopan de la Pitești. Același proprietar care a avut și mobila, mi-a trimis și parchetul. Că și-a schimbat și parchetul și a zis, ia și, ia du-i-l tu și ce și pe ăsta. Tolul Artuții, că nu fac nimic cu el, zice. Asta el le pusesem tot așa că să plăchezi. Alea erau tot așa acolo, le plăcasem și cu alea. Și mai pui ceva pe ele? Alea stăteau ca în strâmbă, era, dar presând cu dulap în ele s-au îndreptat. Ai mai pus... În partea asta alta am pus vitrine care... Aia era mâna el aici, uite. Mai bagă mâncare ca să nu vină pisicile să mănânce, știi? Aici tot așa mai pui pahare, când... Și sus aici? Pahare. Sus în gaură aia? Sus aici niște OSB-ul, ceva. Acolo, nu? Aici, cu da. Capac și pe afară și pe interior. O luată soluție de geamuri, șterge geamurile toate, asta e treaba lui Ramon, șterge toată sticla, că eu i-am făcut condiții. Și aici, avem, și ce se întâmplă? Noi dacă vrem să intrăm în casă, să lăsăm papucii la ușă, nu putem să lăsăm din cauza lui cățelul la micul. Și atunci i-am zis la Ramon așa, băi Ramon, avem un stâlp aici, ăsta, îl avem pe ăsta. Mai punem încă unul identic cu ăsta în partea asta, aici, fac perete aici, închid cu perete aici, perete aici, așa. Și aici mai am o ușă în spate din aia veche cu geamuri. Pune-mă a, să pui o ușă ca să... Și când intri în casă, îți dați papucea și de aceea intri în casă și închizi ușa, nu mai intră câine să mai ia. Okay. Și mai am niște gresie care pot să pun, să îndrept betonul ăsta și să pun gresie chiar pe betonul ăsta, cu adeziv. Aici, pe ăsta. Hai să intrăm, Artur, să vedem... Hai să vezi înăuntru ce n-ai văzut de când e. Hai că am intrat, Artur. Bine, vei în aparat. Să... Intră la aparat. Uite, unde e mobila pe perete? Nu mai e mobila. Ai vândut-o. Uite-te cum am montat-o. Uite. Ai pus-o aici. Deci așa se pune. Uite, vino ca să vezi. Aici, uite. Am pus ăla cu rafturi exact aici. Blatul ăla era de sus de acolo. Un soldat aici. Unul acolo. Ăsta pe perete aici și patru la jumătate. Dă mult mai bine așa. Da, arată mai bine. Dar înainte de asta, uite ce am făcut jos. Ia uite. Jos, uite, am parchetat toată camera. Ai pus parchet peste tot. Am pus parchet peste tot. Așa, în felul ăsta. Cum l-ai... L-am bătut în cuie. L-ai bătut efectiv în cuie, nu? N-am avut cum să-l fixez altfel. El deja mai fusese folosit. L-am plecat așa. Uite. Uite ce bine dă. Uite. Uite. De toate neamuri. Și alb, și maro, și negru, de toate. Cum s-a potrivit. Dar de unde e și alte culori? Le-aveai deja? Le-aveai, nu? Mi le-a adus băiețe. Care mi-a adus ușurile de termopan de la Pitești. Același proprietar care a avut și mobila, mi-a trimis și parchetul. Că și-a schimbat și parchetul și a zis, ia și, ia du-i-l tu și ce și pe ăsta, tolul Artuții, că nu fac nimic cu el, zice, nu mai fac nimic, dacă să-l arunc, el își pune, îl pune pe undeva. Și ca să bate parchetul, el zice, Ramon, hai să mutăm mobila. Să mutăm mobila și nu mai punem aici, hai să o punem pe peretele astea, dar nu te mai vede nimeni de acolo, în casă, pe geam. Da. Deci, practic, ne-am cam aranjat acum, că nu te mai prea, poate să te mai vadă nimeni ce faci în cameră, cum eram înainte din colțeajul meu, te vedea pe peste tot, știi? Da, să mai... Și era toată casa mea din geamă, știi? Și am pus patul așa, vine foarte bine aici. După aia, după ce am terminat asta, am zis, măi, Ramona, zic, hai să vedem, zic, să încercăm să facem bucătăria. Început cu prima dată ai pus parchetul sau ai mutat mobila? Nu, am mutat mobila. Prima dată ai mutat mobila. Am mutat mobila întâi ca să pot să iau cu parchetul acolo, de margine încoa. Și am mutat mobila, am început să bat parchetul, întâi pe partea asta am început să-l bat. Aici, că era patul așa, știi? I-am venit cu parchetul din ăla maro, mi-am dus cu galben până în pat, până unde mi-a permis. Și în partea asta altă am venit de aici până unde mi-a permis. Și după aia am mutat patul și am pus restul, bucățile care rămăsese nepuse. După ce am pus bucățile alea, am demontat mobila ăsta, am demontat dulapul din... Nu le-ai mai demontat. L-ai luat cu totul, nu? Nu ai mai... Păi da, trebuie să-l scot din șuruburi. Din șuruburi, da, da. Din șuruburi. L-am scos din șuruburi pe ăsta, l-am luat eu cu Ramon, l-am pus jos. Am luat ăla care era aici, soldatul, era un coțul acolo, l-am dat la o parte. Soldatul ăsta albu care era aici și pe ăsta l-am dat la o parte. Șemineul l-am scos afară. După aia, două zi am scos burlanul. Și am zis, Ramon, anulăm definitiv șemineul și punem șemineul într-altă parte, dar nu mai punem aici, vedem cum facem. Când a văzut Ramona cum apare cu parchet și Ramona urma mea ștergea, l-a aranjat și l-a făcut boboc,
Deci asta da, mai frate, știi? Asta efectiv, zici că l-ai băut în cuie, nu? Parchetul. În cuie, n-am avut cum să-l pun, pentru că el mai era și în doi și nu s-o potrivea la mine scândură, nu călca pe... Bine, da, nu, bine da. Unul între altul, știi? Fiind terenul nu prea drept, nu mai intra unul între altul, îi dădeam fix cu ciocanul de intrat și, pac, îi dădeam și un cui două. La acolo moare, zic ăsta, dar nu mai este, n-are să mai... Dar nu mai știu, peste tot sub el sunt... scânduri de-alea sau nu? Da. Peste tot, nu? Peste tot e dușumea. Ai pus dușumea peste tot, ca să începând ai... aici, începând aici și până acolo, în pretrelă, de acolo până în ăla, tot este numai dușumea aici. Și ai avut practic în ce să băscuie ele? Aici e dușumea aia adăugată, bucata aia, că nu mai aveam eu, știi că n-aveam eu un timp pe dușumea. Da. Și am făcut-o, da. Peste tot e, n-am probleme. Ca, și acolo au intrat cuiele, că nu știam... Acolo au intrat cuiele, în dușumea aia, da. Câte una prins și împătras, mai bine s-a simțit la ciocan când intra mai greu. Ăsta de aici, dacă vrei să-l schimbi acum, asta doar să ieși, să-l scoți rup, la întreg ăsta numai aici. Și a ieșit... Alea pe pereți erau acolo, nu mai știu, acolo. Da. Erau alea, nu? Da, păi doar da. Că nu se vedeau de mobilă, cred. Nu știi că nu se vedea de mobilă, da, nu? Da, am făcut da. Eu, am plecat mobil aici. Da. Asta e, le pusesem tot așa că să plăchez. Alea erau tot așa acolo, le placasem și cu alea. Și mai pui ceva pe ele? Alea stăteau ca în strâmbă, ele, dar presând cu dulapul în ele s-au îndreptat. Am băgat dulapul ăsta bine șuruburi de alea lungi, împătratul ăla de 8-8 de acolo, stâlp, direct în el și s-a înțepenit bine. Din cu acei bătut, e prins în soldatul ăsta, în partea cealaltă e prins în soldatul ăla. Asta n-are cum să vină așa, nu? Să mobila, să nu are cum. Nu că stă pe pat. A, stă pe ăsta de la pat. Ia deja stă, se sprijine pe ăla. Uite. Da, nu, e stabil, da. Păi da, nu-ți dai seama că mă culc acolo, nu știu ce facem. Păi de-aia zic. Păi ce-ai reportaj într-o zi. De ce ești așa cu cât îți strâmba? Pica mobila pe mine. De ce? De bine ce-am prins. Așa, și aici în partea asta, la altă, nu, ai mai pus... În partea asta, altă am pus vitrine care are ramura el aici. Uite. Mai bagă mâncare ca să nu vină pisicile să mănânce, știi? Aici tot așa mai pui pahare, când, aici, știi? Și două televizoare. Două televizoare le-am pus aici, sunt bune televizoarele. Astea o să le, când o fi curent, o să le pornim și pe astea. Și ne-am gândit noi acum, dacă tot n-avem bani să mai luăm grind, să facem tavan normal, hai să luăm niște șipci, riglă de aia, cum îi spune, să batem sus pe pătrați, dar abia să mai și întărește casa, și să venim cu rigips, să punem rigips pe el, și între rigips și ele să băgăm vată. Izolație. Ca tavan, mă mulțumesc. Că ce se întâmplă? Când e căldura aia mare, te coși de căldură, că se încinge tabla și dogorește în jos și ca în cuptor în casă. Dacă pui rigips și cu vată, nu mai e treabă, că se oprește căldura în aer. Izolează. Și acum... O să facem treaba asta, o să mai iau un tot de siricoș, o să căptușesc peste tot găurile și după aia o să-i bag gala. Acum, la cum arată camera, ar fi bun și un tavan, arăta și mai bine, nu? Cu un tavan. Ar închide beton. Și mai... Beton arăta. Nu, serios vorbesc. Cu tavan nu... și să vii și cu rigips pe ăștia, să plăchezi frumos cu rigips și să-i dai și cu lavabil pe ușor ăsta și la tavan. Arată ca să îmbunele. Da, ăsta cu rigips trebuie să mă ai pui rigips, pe ăla, că altceva n-ai. Zice Alina Marian de la Focșani. Zice, Arture, zice, dacă mai pui, zice, și rigips la asta, păi tu ai casă la fel ca a mea, cum ai frate, cu pământ, cu pereții de pământ care ai făcut tu. Nu-ți dai seama ce rezistență ai tu în ăștia? Ai o rezistență, n-ai treabă, zice, în ăștia. N-ai probleme, știi? O să facem cu timpul, dar uite că s-a mai scumpit materialele, e mai greu, știi? S-a trebuie să le iei pe bucăți și n-ai cum să le iei toate. Bine, bine că norocul mare știi care a fost, că am mai avut materiale la casa asta din casa veche, care am demolat-o. Care le-ai folosit aici. Care le-are folosit, da. Că altfel n-aveai cu ce să mai faci. Dacă era să nu mai le folosesc, pare să zic să bag să le iei altele noi, da. Dar dacă așteptam să fac altă cameră, că așa am avut în plan, să o lăsăm pe aia acolo, așa, de răpânată cum era, și să facem alta aici. Dar n-aveai bani să iei atâția pătrași, atât material. N-aveai cu ce. Și ca să încheiem cu living-ul, am mai pus în acolo, nu era, nu? O canapea acolo, da. Aici, când vine nașul pe la mine, să stea nașul aici, uite așa, îi fac cafeaua, stă cu cafeaua într-o parte, cu țigară într-o parte și cu cafeaua într-o parte. Dacă vrea aici pe comotă sau îi fac aici, uite, are cotieră, uite, se poate sprijini, poate să stea picior peste piciorul. Se poate uita la televizor de aici dacă vrea. Asta nu mă știu de unde ai. Eu. Asta. Ia doară Luca. A, ți-a dat atunci. Asta dat și cu monitor. Și cu asta. Ia uite, are aici finul, ia uite. Are și licoarea vieții, ia uite.